Lansează Ucraina contraofensiva împotriva Rusiei. Ei bine, trupele ucrainene și-au intensificat miercuri noapte atacurile pe frontul din sud-estul țării, susține Washington Post. Dar mai multe afli de la colegul meu Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Au fost în Donbas ultimile zile, de ieri seara au început în Zaporojie. Este interesant că în Zaporojie au fost văzute inclusiv imagini cu tancuri Leopard 2 în acțiune. Însă toate aceste atacuri par să fie mai degrabă de nivel tactic, nu ceva strategic, deci sunt folosite batalioanele brigăzilor la contact și nu vin alte mari unități în sprijin pentru a sparge apărarea rusă. De altfel și consilierul de securitate al președintelui Zelenski a spus că marea contraofensivă, cea la care ne referim că ar fi de nivel strategic, nu a început încă. Însă în acest moment este destul de greu pentru armata ucraineană să găsească o breșă în apărarea rusă. Am văzut că frontul din Kherson a fost mult lărgit și afectează operațiile militare în zonă. Mai mult, rușii acolo au început să bombardeze locurile unde civilii s-au adăpostit sau forțele de poliție ucrainene care îi evacuează, lucru odios din acest punct de vedere. Iar pentru ucraineni mai rămân doar Zaporojie, Donbas și Luhansk, singurele regiuni unde pot găsi o breșă pentru a lansa o mare contraofensivă.